Bună dimineața, urșilor! Haideți să facem cafeluța cu miere, să-mi dea putere. Asta e puterea ursului, urșilor. Mierea. Trebuie să consumați și voi neapărat dacă vreți să fiți puternici. Trebuie să consumați produse apicole, păstura apicomplet, miere, polen, ce vreți voi, nu mai consumați. Nu trebuie să consumați mult decât cât o linguriță. Vreau să vă spun că aseară n-am mai mâncat, azi noapte, adică n-am mai mâncat. Ultima masă, adică a patra masă sau a cincea, că am mâncat și masa aia cu fructe. A cincea masă pe care o luam eu noaptea așa pe la 12, 1, 2 noaptea n-am mai avut loc pentru că am adormit mai repede, pentru că m-am simțit sătul, n-am mai fost nevoie să mănânc, pizza aia mi-a ținut foarte bine de foame, mi-a satisfăcut toate poftele, a fost super bine. Vreau să trag și astăzi să vedem dacă reușesc să mănânc tot așa mai puțin, pentru că mâine avem cântarul oficial și vreau să slăbesc și săptămâna asta. Pentru că ne apropiem de finalul acestui sezon, ne apropiem de greutatea finală de 96 de kilograme, adică de 50 de kilograme slăbite și vreau să trag foarte tare pentru că mai avem decât 2 săptămâni sau 3 săptămâni acolo pe caietul meu, pe foaia mea de progres și nu vreau să mai printez altă foaie sau să mai fac alte căsuțe în plus. Vreau să ne încadrăm exact în cele 29 de săptămâni pe care le-am scris în foaia mea. Uitați, vedeți, aici este foaia mea și mai avem așa, săptămâna 27, adică asta, săptămâna asta în curs și după aia mai avem 2 săptămâni, înțelegeți? Și după aia mai avem pe ce să scriem și n-aș vrea să scriu cu pixul pe aici să mă lungesc, vreau să mă încadrez în cele 29 de săptămâni, să ajungem aici la 96 de kilograme, să fie în total, de când am început, la 146, la 96, să fie 50 de kilograme slăbite. Înțelegeți voi? Sper să reușească acum, să vedem. Ia uitați, urșilor, am coborât să-mi fac micul dejun. Avem aici legume proaspete de la mine din solar. Avem 2 roșii, avem un castravete, avem o ceapă. Am pus niște brânze de oaie de aici, de la un vecin. Ne-a adus tot așa un vecin o harte bune, o bio. Mi-am pus exact ca ieri 2 ouă, dar mai întâi am călit niște muși din ăsta de porc. Și uite așa a ieșit. N-am pus ulei absolut deloc. O să punem acum și ouăle astea cu mușchiul aici lângă farfurie, dar pentru asta am nevoie de ambele mâini. Și aici am mai scos niște măsline. Au mai rămas aseară niște măsline de la pizza aia, dar nu știu dacă le mai mănânc. Asta o să fie micul meu dejun. Vă urez poftă bună. Gata, haideți că le-am scos. Abia au încăput aici ouăle. Le-am pus așa peste roșii, peste brânză. O să iau farfuria asta sus. M-am străduit să intre tot într-o farfurie ca să pot să o iau sus la mine la laptop și să o mănânc acolo. Vă urez poftă bună și ne vedem la următoarea masă. Este ora 3:30, urșilor, și vreau să fac prima ședință de cardio acum. Vreau să-mi împart cardio în 2 ședințe. Băgăm acum o ședință de o oră, 7.000 de pași. Soarele este super puternic, ne și bronzăm, este extraordinar. Mâncăm și niște fructe, mâncăm niște zmeură de aici, din tufa mea de zmeură și apoi o să mergem să mâncăm, ne odihnim puțin și mai încolo, mai spre seară, mai facem o ședință de încă o oră, să facem și astăzi 14.000 de pași. Într-o oră facem cam 7.000 de pași. Dacă nu vă măsurați, cum să zic eu, dacă nu aveți aparat din ăsta dispozitiv să vă măsoare pașii, puteți să vă uitați la ceas, da? Și o să știți că dacă mergeți o oră, veți face în jur de 7.000 de pași. Acum depinde și cât de repede mergeți. Așadar, în 2 ore faceți 14.000 de pași. Sau dacă aveți cu ce să vă măsurați pașii, cu atât mai bine. Vă măsurați pașii și nu trebuie să mai fiți atenți la ceas, da? După părerea mea, este foarte important să facem mișcare, să facem pași, da? Să facem cardio, practic, pentru că asta este o formă foarte ușoară de cardio și oricine poate să facă lucrul acesta. Este foarte, foarte ușor. Și eu când fac, mă uit pe YouTube, adică oricum stau toată ziua și mă uit pe laptop, la YouTube. De ce să nu fac și puțină mișcare, da, în timpul ăsta? Și împușcăm 2 iepuri dintr-o dată. Și pentru că acum este și foarte cald și soarele ăsta este super puternic și super bun, o să mă și bronzez. Și după cum puteți vedea, nu mă ard pentru că m-am învârt așa, în cerc pe aici, pe la mine, prin curte. Adică nu trebuie să te duci, să te plimbi neapărat într-o zonă deschisă, poți să te plimbi și la tine prin curte, nu este nicio problemă. Dacă ai o curte de 100 de metri, te poți plimba foarte ușor. Eu până în fundul grădinii am 200 de metri de aici de la poartă, dar de obicei mă învârt aici, în ăștia 50 de metri. Într-adevăr, mai mă duc și până în fundul grădinii când am chef. Deci, foarte simplu, da? Dacă mergeți, cum să vă zic eu, dacă mergeți pe un drum drept, este posibil să vă cam ardeți pe căldura asta, pe soarele ăsta. Faptul că mă învârt așa în cerc îmi permite să nu mă ard și să mă bronzez foarte frumos. Este prima vară în care nu m-am ars, efectiv.
prima vară din viața mea când nu mă ard. De ce? Pentru că am început ușor, cu câte o jumătate de oră, cu câte o oră, în fiecare zi, dezbrăcat așa, m-am învârtit în cerc și m-am bronzat foarte treptat, foarte ușor și fără să mă ard. Și credeți-mă că se ard foarte multe calorii. Dacă mergeți o oră pe jos, da, faceți 7000 de pași, ardeți în jur de 350-400 de calorii. Vă dați seama, dacă mergeți 2 ore, ardeți undeva la 700-800 de calorii. Acum depinde și de greutatea fiecăruia și de viteza cu care merge, bineînțeles, și de plan. Dacă mergeți pe plan mai înclinat, ardeți mai multe calorii. Și vă dați seama, dacă mergeți 3 ore, adică 21.000 de pași pe zi, puteți să ardeți peste 1.000 de calorii, ceea ce este fantastic. Și nu numai că ardeți foarte multe calorii și slăbiți, dar este foarte bine și pentru sănătate, este extraordinar. Da? Nu trebuie să faceți cardio din acela să vă omorâți, să faceți HIIT cardio, să faceți un cardio care nu vă place. Bine, puteți face orice tip de cardio. Eu fac mersul ăsta pentru că mi-e cel mai la îndemână, nu am nevoie de aparatură, nu am nevoie de absolut nimic. Mi-este ușor să-l fac, mi-este convenabil. Gândiți-vă că mă uiți pe YouTube în timpul ăsta și voi vă puteți uita pe YouTube, puteți să vă uitați la clipurile mele în timp ce mergeți. Deci este extraordinar, este fantastic, împuși două iepuri într-o dată. Dacă te mai și bronzezi, dacă mergi dezbrăcat, împuși trei iepuri într-o dată. Și mi se pare cea mai ușoară metodă de a fi sănătos, de a face mișcare și de a slăbi, de a arde foarte multe calorii. Adică oricine poate să facă lucrul ăsta. Și un om obez, și un om în vârstă. Nu trebuie să fii cine știe ce atlet, nu trebuie să fii într-o condiție fizică foarte bună, încep de jos, da? Nu trebuie aparatură, nu trebuie absolut nimic. Îți trebuie doar puțină voință și puțină ambiție ca să reușești să slăbești și să fii sănătos. Și încă o chestie foarte importantă pe care vreau să vă spun și care este măsurată de mine și garantată, adică, la modul, eu v-am zis, de la aici, de la poartă până în fundul grădinii, am fix 200 de metri. Iar aplicația asta care măsor eu se numește Health de la Huawei, mi se pare că a venit preinstalată pe telefon. Am avut-o pe telefon, vreau să spun că mi-a indicat, deci până în fundul grădinii și înapoi, 200 cu 200 metri, 400 de metri. Și aplicația mi-a indicat 500 de pași. Și am căutat și pe net și așa este. Așadar, la 10.000 de pași înseamnă că ați mers 8 km. La 20.000 de pași înseamnă că ați mers 16 km. Deci este extraordinar. Poate mulți vă întrebați și nu știați, doamne, câți pași înseamnă un kilometru. Așadar, 1.000 de pași sunt 800 de metri, 10.000 de pași sunt 8 km și tot așa. 20.000 de pași sunt 16 km, 40.000 de pași sunt 32 de km. Faceți cât pas puteți voi, faceți cât mai mulți pași. Începeți de jos, de la 3.000, 4.000, 5.000, nici eu n-am început de sus. Și ușor, ușor o să vedeți că ajungeți la 10.000, la 15.000, la 20.000, la 25.000 pe zi și faceți lucrul ăsta în fiecare zi pentru că este foarte, foarte benefic pentru slăbit și pentru a fi sănătos. În perioadele celelalte de slăbire din celelalte sezoane, din sezonul 1, din sezonul 2, din sezonul 3, din tot slăbește, ați văzut că nu prea făceam cardio și, adică nu nici mă gândeam că pașii poate să fie cardio la modul ăsta, știți? Adică să mă ajute atât de mult, să slăbesc atât de mult și să pot să mănânc mai mult. Și începeam să mănânc foarte puțin și să forțez foarte tare dieta, mâncam foarte, foarte puțin, nu mai puteam la un moment dat, după aia mă opream, mă îngrășeam la loc, mă luam câteva kilograme bune, 10, 15, 20 de kilograme, după ce slăbeam 30, după aia începeam alt sezon, din nou tot slăbește și în sfârșit pot să spun că mi-am găsit echilibru, adică să pot mânca mai mult, să pot mânca 2500-3000 de calorii, dar bineînțeles să fac și mișcare, asta e șmecheria, nu să faci doar sală, să faci și altceva extra, să faci cardio, să faci mers. Și astfel mi-am găsit echilibru acesta, să mănânc de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori pe zi, să mănânc 2500-3000 de calorii și să pot să slăbesc, să îmi păstrez musculatura, să, din contră, să-mi dezvolt musculatura, da? Și vreau să vă spun că este extraordinar, asta trebuie să faceți și voi, să puteți să aveți o dietă flexibilă, să puteți mânca și ceva dulce când vă doriți, nu trebuie să mâncați neapărat piept de pui cu broccoli și cu orez, da? Să puteți mânca pâine în fiecare zi, să puteți mânca carbohidrați, să puteți mânca la orice oră. Să nu vă mai luați după toate prostiile astea din industria fitness-ului și ce vă spun nutriționiștii, pentru că astea sunt doar niște mituri.
să puteți mânca și ciocolată la dieta voastră. Adică, practic, să fie un stil de viață, da? Să mănânci înghețată, să mănânci ciocolată, să mănânci absolut tot ce-ți dorești tu, dar bineînțeles să ai o cantitate așa rezonabilă, adică să nu mănânci numai tâmpenii din astea. Să mănânci undeva la 10-20% tâmpenii și 80-90% lucruri sănătoase, care sunt mai slabe în calorii, cum ar fi fructele și legumele, da? Iar 10-20%, adică undeva, să zicem, dacă aveți 2000 de calorii pe zi, da? Sau 2500. 10% cât înseamnă? 200-250 de calorii, care să vă permită să puteți mânca ce vă face vouă plăcere, să vă satisfaceți poftele. 20% ar însemna 400-500 de calorii din cele 2000-2500 de calorii de menținere pe care le aveți pe zi. Deci vă dați seama, dacă mâncați 20%, frate, 500 de calorii pe zi, păi 500 de calorii pe zi înseamnă o ciocolată. Adică ce poate fi mai șmecher de atât, să mănânci în fiecare zi câte o ciocolată, plus încă 1500-2000 de calorii din mâncare sănătoasă. Și credeți-mă, 1500-2000 de calorii din mâncare sănătoasă este un volum mare, pentru că fructele și legumele au undeva la 20-30 de calorii pe 100 de grame. Asta înseamnă că puteți mânca un kil de fructe să vă luați 300-400 de calorii. Hai să zicem 500 dacă mâncați fructe din astea care au vreo 50 de calorii pe 100 de grame. Dar dacă mâncați pepene și căpșuni, acestea au decât 30 de calorii pe 100 de grame. Deci un kilogram de pepene sau un kilogram de căpșuni luați decât 300 de calorii. Vă dați seama, din totalul vostru de calorii pe zi, 300 de calorii sunt puțin și mâncați un kilogram. După aia, la fel, puteți să mâncați un kilogram de legume, da? Roșii, cu castraveți, cu ceapă, cu ciuperci, cu ce vreți voi. La fel, luați decât 300 de calorii, până în 300 de calorii. Deci mănânci 2 kg de legume și de fructe și ți-ai luat 600 de calorii. Mai mănânci o ciocolată, încă 500 de calorii, sunt 1100 de calorii. Păi ce mai vrei, fratele meu? Și până la 2000, 2000 și ceva de calorii, bagi proteină, bagi cărniță, bagi iaurt, bagi ce vrei tu, ouă, câteva feliuțe de pâine. Adică poți să mănânci absolut orice îți dorești, asta e ideea. Și dacă mănânci câte o prostioară din asta în fiecare zi așa, nici măcar nu simți că ești la dietă. Îți dai seama, este fantastic. Îți faci deja un stil de viață și nu mai dai iama tot felul de dulciuri, să mănânci necontrolat, să mănânci, nu știu, noaptea, să bagi 2-3 ciocolate, să ții câte 1500 de calorii. Dacă mănânci în fiecare zi câte o jumătate de ciocolată, o ciocolată sau o înghețată, două, sau ce ai tu poftă în ziua aia, da? Un meniu de la McDonald's, de la KFC, mănânci o prăjeală, mănânci ceva ce-ți place ție, da? Îți vei face mereu poftele și vei fi mereu satisfăcut și, practic, v-am zis, nici măcar nu mai simți că ești la dietă. Deja îți faci un stil de viață sănătos. Dar, repet, mișcarea trebuie să fie mișcare. Întotdeauna trebuie să ieșiți, să vă plimbați, să orice, să mergeți pe bandă dacă nu vă place să mergeți așa prin parc, prin, mă rog, n-aveți, nu stați la curte. Vă duceți, mergeți pe bandă câte o oră, câte 2 ore în fiecare zi, poate ajungeți chiar la 3 ore. Dacă vă interesează și masa musculară, mai băgați câte o oră de antrenament cu greutăți. Dar o să vedeți că antrenamentul la cu greutăți vă cam leșină. Cel puțin acum pe mine, săptămâna asta, m-a leșinat rău de tot. Pentru că am făcut pauza asta destul de mare de 3 săptămâni și chiar am resimțit o febră musculară extraordinară. N-am mai avut febră din asta musculară ca în săptămâna asta de foarte, foarte mult timp. Nu o să aminte de când m-am apucat de sală. Haideți că am vrut foarte mult, vă las acum. Vreau să mă duc să pregătesc ceva, să vedem ce a făcut șeful meu bucătar de mâncare. Să-mi iau a doua masă. M-am uitat, am verificat și pe telefon. Am făcut 7500 de pași până acum. Este extraordinar. O să mai facem încă o sesiune mai încolo, de încă 7000-7500, să ajungem la 14000-15000 de pași, poate chiar mai mult, să vedem cum am chef. A, și încă o chestie, aveți grijă să nu vă antrenați pe stomacul gol. Este cea mai mare prostie. Bine, dacă nu aveți pofte de mâncare și nu vă interesează masa musculară, puteți să vă antrenați, să faceți o oră de mers și pe stomacul gol, nu e nicio problemă, dar dacă vă interesează masa musculară, nu săriți peste micul dejun. După ce vă treziți, în prima oră trebuie să mâncați neapărat ceva cu proteină pentru a sintetiza cât mai bine proteina în corp. Pentru că, practic, pierdeți o fereastră foarte bună de a sintetiza proteina în corp, da? Încercați să mâncați mereu, încercați să mâncați pe parcursul întregii zile, nu să stați toată ziua nemâncați, să fiți leșinați, să faceți antrenamentele leșinați, pentru că nu așa se ar grăsimile. Asta e doar un mit, credeți-mă. Și bineînțeles, dacă vă interesează masa musculară. Dacă nu vă interesează, dacă vreți doar să slăbiți, fără să puneți mușchi, puteți să mâncați cum vreți voi. Puteți să aveți un dezastru total în mese. Nu este problema mea, dar pe mine mă interesează foarte mult și masa musculară, de aceea încerc să am 4 mese cu proteină în fiecare zi. În unele zile nu reușesc, poate am decât 3 mese, în altele zile poate am 5 mese, media să fie undeva la 4 mese, da?
pe zi cu proteină, distanțat așa din 3-4-5 ore în 3-4-5 ore, fără să mă antrenez pe stomacul gol, fără să fac cardio pe stomacul gol pentru că ard numai grăsime. Astea sunt prostii, sunt aberații. Haideți să mergem în casă acum să vedem ce mâncăm, pentru că este timpul pentru a doua masă pe ziua de astăzi. Haideți că am urcat puțin sus până la mine aici, pentru că mai durează până este gata mâncărica. Mai durează foarte puțin și mi-am adus aminte de o chestie pe care vreau să o spun. Eu niciodată nu vă zic să mâncați la ore fixe, să mâncați la anumite ore, da? Foarte important de reținut treaba asta. Fiecare are programul lui. Unii se trezesc la 12 după masa, alții se trezesc la 7 dimineața. De aceea vă zic, mâncați după o oră, în prima oră după ce vă treziți, da? Nu vă zic să mâncați la ora 8 dimineața, să mâncați la ora 9 dimineața, da? De aceea vă zic să mâncați, să aveți 3, 4, 5 ore între mese. Nu vă zic să mâncați la 8, după aia la 12, după aia la 6, după aia la 9 seara, da? Fiecare își face mesele exact după programul lui. Iar faptul că eu vă arăt și vă spun mereu în clipurile mele la ce ore mănânc, este pentru a vă face voi o idee de orele la care mănânc, adică să vedeți că mi le împart așa pe parcursul întregii zile, faptul că mănânc și noaptea, da? Deci să vă faceți o idee că nu este importantă ora la care mâncați. Este important doar să vă împărțiți caloriile în mai multe mese în fiecare zi, să aveți proteine la fiecare masă, să nu stați să faceți intermittent fasting, să stați toată ziua nemâncați și apoi să mâncați foarte mult până vă doare burta și să vă măriți stomacul, da? Să aveți mese mai micuțe și mai dese, adică 3, 4, 5 mese în fiecare zi și să vă faceți o idee cum îmi distanțez eu mesele în funcție de programul meu, pentru că nici eu nu mănânc la ore fixe, am zile în care mă trezesc la 12, 1, 2 după masa, am zile când mă trezesc la 7, la 8, la 9. Deci programul este flexibil, da? Programul de mese este întotdeauna flexibil și se face după fiecare om în parte. Eu niciunui client de-al meu nu-i recomand să mănânce la ora cu tare, la ora cu tare, la ora cu tare. Exact cum vă spun vouă aici, așa le spun și clienților mei. Nu mă interesează la cât te trezești, mănânci în prima oră în care te trezești, să nu treacă mai mult de o oră, trebuie să mănânci ceva cu proteină. Seara la fel, cu o oră, două înainte să adori, trebuie să mănânci ceva cu proteină. Iar celelalte mese le ai între aceste două mese, între prima masă și ultima masă. Fie că ai o masă, fie că ai două, fie că ai trei mese între aceste două mese, tu trebuie să ți le distanțezi cât de cât egal, să mănânci când ți-e foame. Dacă ai o masă mai mare, după aia poți să stai mai multe ore, să stai 5 ore până la următoarea masă. Dacă ai o masă mai mică, poți să aștepți decât 3 ore și după aia să ai următoarea masă. Deci totul este flexibil, da? Și totul este personalizat după fiecare om în parte. Nu este ceva standardizat, nu este ceva clasic. Astea sunt regulile cele mai importante de care trebuie să țineți cont. Sper că ați înțeles ce vreau să zic, am fost suficient de clar și că v-am lămurit în acest aspect. Eu vreau să vă dau cât mai multe detalii, să vă ajut cât mai mult. Nu vreau să vă bag mâna în buzunar, să mă angajați pe mine să vă antrenez eu, să vă fac eu dietă personalizată. Puteți foarte bine să vă adaptați din toate informațiile pe care vi le spun eu aici și să faceți și voi o transformare, poate mai șmecheră decât a mea, dar vă zic, vă durează foarte mult timp, adică să nu vă gândiți, nu vreau să vă mint și să vă vând iluzii că faceți o transformare super șmecheră în 3 luni, în 6 luni și veți pune o grămadă de masă musculară, pentru că la mine a durat de peste 2 ani jumătate, da? Eu am început de pe 7 ianuarie 2019 și acum suntem în iulie 2021. Să slăbești, într-adevăr, poți să slăbești mai repede, dar nu vă recomand să slăbiți prea repede. Însă, masa musculară nici de cum nu veți putea să puneți atât de repede. De aceea vă trebuie timp, vă trebuie 2 ani, 3 ani, 4 ani, 5 ani ca să ajungeți la 70-80% din potențialul vostru maxim de masă musculară pe care îl puteți pune. De aceea și eu îmi doresc și sunt foarte curios să văd cum voi arăta când se vor face 5 ani de când am început transformarea, să fie 5 ani de sală, să vedem câtă masă musculară pot să pun și unde voi ajunge cu corpul meu. Haideți, urșilor, că mi-a pregătit aici șeful bucătar o mâncare de spanac super bună. Trebuie să luăm a doua masă pe ziua de astăzi. S-a făcut ora 5. Haideți să vă arăt aici câtă carne mi-a pus. Ia uitați câtă carne are aici și foarte mult tou văd. Ia să vedem, cărnițe de porc. Cred că am peste 10 bucăți aici, dar nu vreau să dau pe lângă. Ia uitați și aici. Ia să scot eu așa. Ia uitați. Uitați-vă câtă carne aici, numai carne. Numai carne, urșilor. O să mănânc cu niște castraveți din ăsta de la Saramură. Aici avem pâine de la Carrefour. Și aici am mai gătit ceva, niște dovlecei pane.
Ăștia nu prea sunt bune așa pentru slăbit. Și cu usturoi, ia uitați. Ăștia nu prea sunt bune așa pentru slăbit, că sunt pane. E prăjeală, dar o să încerc și eu. Sunt pofticios. Da. Bună prăjeala asta. Și cu usturoi, așa. Mamă, ce bun sunt. Mamă, mamă. Mie nu prea îmi plac ăștia, dublăcei ăștia. Dar acum a prins crusta asta faină. I-a făcut mai ca lumea. Mamă, ce bun sunt. V-ați mâncat așa dovlecei? Se fac în zona voastră? Dovlecei pane cu usturoi? Hai că până la urmă mănânc o grămadă. Iau pe ăștia mai mici. Îmi plac mai mult. Dovlecelul e foarte bun pentru slăbit. Are 30 de calorii pe 100 de grame. Dar prăjeala asta nu e așa bună. Foarte bun. Hai să trecem la felul principal acum. Vă urez poftă bună și ne vedem la următoarea masă. Și am uitat să vă zic de spanac, urșilor. Mâncați spanac cât vreți voi, pentru că are decât 20 de calorii pe 100 de grame. Mănânci 500 de grame de spanac, iei 100 de calorii. Este senzațional spanacul. Castravetele la fel, foarte puține calorii, 20-30 de calorii pe 100 de grame. Încercați să mâncați cât mai multe legume, da? Sub orice formă. Găsiți-vă o formă în care puteți să le mâncați, alegeți-vă câteva legume care vă plac și încercați să introduceți cât mai multe legume în dieta voastră, pentru că sunt foarte bune, foarte sănătoase și au foarte puține calorii. M-am băgat la a doua ședință de cardio, am făcut vreo 14.000 de pași, soarele s-a mai domolit și vreau să culeg câteva prune din astea de la mine, din grădină, direct din prun. Sunt prune altoite, da? Vreau să le iau peste mai coapte. Ia să vedem, așa. Să mâncăm și noi niște fructe, mă, fraților. Că astăzi nu cred că am mâncat fructe. A, am mâncat niște zmeură, dar puțină, oricum. Am mâncat aici, din tufa asta, niște zmeură. Da, hai să luăm de-astea prune acum. Să mâncăm niște prune, că tare bune sunt. Ia uitați-ne. Da. Mamă, nu mai pot să le țin în mână. Gata, trebuie să mă opresc din filmat. Dar cred că ajung astea. De una am căzut. Cred că ajung astea. 2, 4, 5 prune. Hai să le spălăm și să le mâncăm. S-a făcut ora 10, urșilor, și este timpul pentru ultima masă din săptămâna aceasta. Nu vreau să mai mănânc pentru că după aia am cântarul mâine și trebuie să scot cântarul. Îmi doresc foarte mult să slăbesc și săptămâna aceasta. Haideți să vă arăt. Avem aici o ciorbiță cu perișoare. Dar de data asta nu mi-am mai pus 20 de perișoare, cum i-am pus ieri. Cred că avem vreo 10 perișoare aici, nu știu exact, că mi-a pus maică-mea. Mi-a încălzit-o ea și ea mi-a făcut porția, dar avem suficientă proteină și pentru masa aceasta. Aici avem și două feliuțe de pâine, o să-mi iau de aici două feliuțe de pâine, iar aici avem niște fructe. Asta o să fie desertul, avem niște caise, câte avem, ia să vedem, 2, 3, 4, 5, 6 caise. Astea o să le iau sus la mine și o să le mănânc, o să ronțele toată noaptea până adorm. Și înainte să se termine săptămâna aceasta, vreau să vă spun că mie asta îmi place să mănânc, da, ciorbă, îmi place să mănânc mâncăruri din astea gătite, mâncăruri tradiționale. Nu trebuie să mâncați ca mine, puteți să mâncați cum vă place vouă, pentru că părerea mea este că cea mai bună dietă este dieta pe care o puteți susține toată viața, nu o dietă din asta în care puteți să mâncați decât 10 alimente, o dietă din asta care vă dă nutriționistul și vouă nu vă place să mâncați absolut nimic de acolo, nicio masă, o dietă care este foarte slabă în calorii, mult prea slabă în calorii, pentru a slăbi foarte repede, pentru că nu o puteți susține toată viața, veți slăbi într-adevăr foarte mult, dar o veți ține în scârbă, o veți ține în scârbă câteva luni, după care, când veți reveni la stilul vostru alimentar, vă veți îngreșa la loc. Și după părerea mea, n-ai făcut nicio șmecherie. Vă spun lucrurile acestea pentru că am trecut și eu de atâtea ori prin aceste situații, m-am îngreșat și am slăbit de foarte multe ori în viața mea, câte 20, 30, 40, chiar și 50 de kilograme. Acum e a doua oară când slăbesc 50 de kilograme și pot să spun că mi-am găsit un echilibru. Îmi place ceea ce mănânc. Sunt mâncăruri tradiționale, sunt mâncăruri gătite, mâncăruri cu care am fost crescut, cu care am fost obișnuit. Poate nu sunt cele mai slabe mâncăruri, da, pentru că, vedeți, eu mănânc mereu carne de porc. Asta este. Degeaba îmi dai să mănânc carne de pui sau pește dacă mie nu-mi place,
cât credeți că o să pot să țin dieta aia? Câteva săptămâni, câteva luni, după care mă voi întoarce iarăși la obiceiurile mele alimentare și mă voi îngrășa la loc. Deci nu asta este șmecheria. Tot ce trebuie să faceți este să vă găsiți o dietă pe care o puteți susține toată viața, o dietă care vă face plăcere să o țineți, pentru care nu faceți eforturi deosebite să o țineți, și ușor, ușor se va transforma într-un stil de viață și veți putea să o susțineți toată viața și veți putea rămâne la aceeași greutate, veți putea slăbi, da, și să rămâneți după aia la aceeași greutate, să nu vă mai îngreșați, după aia slăbiți, iar vă îngreșați, iar slăbiți, pentru că eu asta am făcut toată viața și vă zic, nu este bine absolut deloc. Până la urmă, fiecare face cum știe și cum poate și cum vrea. Eu doar vă spun părerea mea, să vă găsiți un echilibru și să vă găsiți o dietă sustenabilă pentru voi. Gata, vă las că mi se răcește ciorba, mă bag să mănânc și ne vedem mâine dimineață, urșilor, să vedem câte kilograme am, să facem cântarul oficial. Vă urez poftă bună și somn ușor!